și bărbații pentru toate afecțiunile precizate anterior, dar și pentru afecțiuni specifice. Medicul endocrinolog poate să investigheze și să trateze infecțiile, disfuncții erectile, disfuncții testiculare. Și doamnele pot beneficia de tratament specific doar pentru ele, se prezintă pentru disfuncții, tulburări ale ciclului menstrual, pentru infertilitate, pentru menopauză și, în ultimul rând, adesabilitatea este mare pentru osteoporoză. Este una dintre cele mai comune boli osoase și reprezintă o problemă de sănătate publică. În Statele Unite, Europa și Japonia sunt diagnosticate în prezent 75 milioane de cazuri de osteoporoză, iar conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, 30% din femeile ca ocaziene în postmenopauză au osteoporoză. O consecință a demineralizării osoase este fractura și s-a estimat că anual ar